stăm într-un palat, așa este numit de arhitect, de specialiști în arhitectură, Palatul Speyer, numit și Casa Marmoroș Blanc, deoarece un timp a fost banca care și-a avut sediul aici, construit la 1900, într-un perimetru în care au multe case de acest gen, foarte frumoase. Intenția noastră a fost ca presa să vadă, pe de-o parte, urmele frumuseții acestei construcții arhitecturale, cu totul specială și unică, se pare, pentru că stil Ludovic al XV-lea la 1900. Nu știu, probabil că mai există, dar sunt foarte puține. Și ne închipuim ce viață era aici, cum veneau caleștile, era grajdul mai încolo, era un teritoriu mai mare. Și pe de altă parte să se vadă, în urma aproape 70 de ani de proprietate de stat, ce a ajuns acest imobil. Întâi a fost gospodăria de partid și, pe urmă, regia autonomă pentru RAPPS-ul, pentru proprietatea statului, o continuatoare și în spirit și în, după mine, și în fapte. În ultimii 25 de ani, imobilul a fost închiriat în exclusivitate Asociației 21 decembrie, care la rândul ei a subînchiriat altor persoane juridice, fizice, mai mult sau mai puțin legal, la limita legii. Și un ziar a scris în zilele executării judecătorești: statul a pierdut un imobil. Și e păcat, făcea parte din ceea ce numim noi micul Paris. Și se spune în istoricul, istoricii spun că era reprezentativ, erau cărți poștale, era prezentat ca emblemă, nu era o casă oarecare. Și dincolo de faptul că aparținea un industriaș la început, formă familiei Speyer în continuare, dincolo de asta era și o valoare a orașului. Nu era numai o valoare a proprietarilor, era o valoare a orașului. Va fi nevoie de destul de mult de investit pentru ca să o restaureze cineva și care să dea o folosință pe măsura felului cum a fost ea făcută. Oricum, trebuie luat element cu element, trebuie evaluată întâi construcția, deci o parte de inginerie, pe urmă vine partea de arhitectură, de refăcuțerea arhitecturii, să spunem, și pe urmă și partea de decorațiuni. Nu uitați, de exemplu, tapiseria asta. Sigur că nu e bună, trebuie găsită ceva asemenea. Și, în fine, sunt elemente de stucatură, sunt elemente de plafon care trebuie refăcute. Proprietarii vor să-l vândă cuiva care are nevoie de el. Asta ar fi, ei sunt oameni, în fine, nu sunt aici, nu sunt oameni de afaceri o anumită vârstă, vor să-l vândă cuiva care să-l restaureze și să facă ceva. Se potrivește foarte bine ca reprezentanță pentru o mare firmă, adică să aibă staff aici și așa, se poate pentru un centru cultural, dacă ar fi super, se pot face aici sală de audiții, bibliotecă, sală de spectacole, se pot face multe aici. Casino, bancă, a fost bancă, sediu de bancă. Casa asta făcea 5-6 milioane. Adică când zic făcea, se puteau lua la mână. Când a fost boom toată lumea asta, a fost un boom imobiliar, când și un apartament de două camere se vindea cu un semn, și atunci făcea 5-6. Acum, nu știu, trebuie să vedem, să ne sfătuim, că aici e problema, una e cât ceri, alta e cât primești, știți? În orice caz, e de câteva milioane de euro, clar.